Bună ziua, eu mă numesc Mihai și astăzi fac un review la un clește desertizat țev de Pexal Pegl Pex sau Henco Pexal, cum se mai numește în română, să spun așa. Acest clește desertizat, după cum îl vedeți, este produs de către firma poloneză Yato. Vă prezint cutia, deci merge cu Pexal de 16, de 20, de 26 și de 32 de milimetri fi. 16 fi înseamnă 3x8 la metal, să spun așa, în domeniul metalelor, țeavă de metal 3x8. 20 de milimetri fi înseamnă 1x2. 26 de milimetri înseamnă 3x4 și 32 de milimetri înseamnă un țol. Haideți să vă arăt cutia. Deci și acum o vedeți. Made, deci în Poland. Să desfacem și cutia, să vă arăt ce se află în cutie, în interiorul ei. Haideți să vedem și pe laterala asta. Să-l sucim puțin. Deci la fel este. Are capul, așa după cum vedeți, rotativ. Deci la 360 de grade se rotește capul. Aici este prinderea bacurilor, deci 13 mm distanța când se strânge, se apropie. Și uitați cum se face presarea țevii de Pexal Henco. Și are prelungitoare care se duc de la 57 până la 80 de centimetri. Haideți să desfac și această cutie de îngheț. Să punem deoparte și acum uitați și cutia, să o desfacem și să vă prezint cleștele desertizat țava de Henco Pexal. Acestea sunt bacurile de ăștia de 32, după cum se poate vedea, dar este U. Uitați, 26 de milimetri. Haideți să vă arăt cum arată pe interiorul ei. Deci canturile care presează țava, fitting-ul pe garniturile de pe Henco. Haideți să-l scoatem din cutie. Cleștele. Să-l vedeți mai de aproape. O să încerc cu o mână să-l deschid cleștele, semn dacă voi putea să-l blochez prima dată. Las puțin aparatul de filmat și haideți să uitați cum se deschis. Acum este, după cum îl vedeți, deschis complet. Deci în această poziție se poate schimba bacurile din interiorul presei. Și haideți să vă arăt bacurile. Acestea sunt bacurile de 16 pe care se folosește cel mai des pentru țava de Pexal. Deci care merg la calorifere, de la distribuitor spre calorifere.
Deci, vedeți lăcașul de intrare. Haideți să vi-l prezint mai pe larg, așa. Uitați cum arată lăcașul, unde intră bacul. Haideți să-l introducem aici, să vedeți cum... Uitați ce ușor este. Și celălalt e la fel. Priviți-l. Țava de pe Xal prin sertizare este foarte fiabilă, vorbesc în timp față de alte materiale în general care se folosesc la apă. Cel mai bine țava de pe Xal merge la încălzirea prin pardosală sau prin, cu distribuitoare la calorifer. La fiecare calorifer mers cu țavă de pe Xal cu distribuitor. Acum se împinge asta la loc și haide să pun deoparte camera să vedeți cum se strânge. Uitați-l. Haideți să vă arăt și cum prelungitoarele care se blochează. Haideți să încerc să văd dacă reușesc cu o singură mână. Nu reușesc, din păcate. Chiar faci mușchi. Când trebuie să strângi piesele pentru pe Xal, fittingurile, chiar faci mușchi. Deci uitați-l deschis la 80 de centimetri. Și haideți să pun aparatul jos să vedeți cum, uitați-l. Îți trebuie o putere foarte mare ca să stringă. Haideți să vă arăt și capul rotativ, uitați-l cum apare. Să-l deschid complet. Și acum, haideți să vă arăt capul cum se rotește la 360 de grade pentru a putea lucra pe oriunde trebuie, deci prin locuri foarte înguste, să pot strânge fittingurile de pe Xal. O să fac și un review cu când voi lucra cu acest aparat de clește desertizat țevile. Uitați, este hidraulic, așa presarea. Deci părerea mea este bine să vă puneți caloriferele cu distribuitor și direct de la distribuitor la calorifer cu țavă de Pexal Pex sau Henco, cum se mai numește, Pexal, cu izolație pe interior, sau puteți face încălzirea prin pardoseală cu țavă de Pexal Pel. Haideți să-l strâng așa puțin. Și acum uitați, gata, și s-a prins prelungitorul. Să încerc și cu celălalt. O să las camera jos ca să pot să-l, și s-a făcut de 57 cm asta. Deci dacă vreți să aveți o durată de viață foarte lungă pentru încălzire în pardosală sau
la calorifere, deci montați pe XAL cu sertizare, cu piese prin sertizare. Eu vă mulțumesc pentru review, o să revin cu un review când voi lucra cu acest aparat.